control care să cum completezi. Hai care orele cu cât faci pauză. Dar tu ești polițai? Salutare frații mei, mai revin cu un vlog din domeniul curierat și viața ca șofer. Și vreau astăzi să vă explic mai exact cum se completează această carte de control. Că v-am mai explicat eu într-un vlog de al meu, dar nu știu câți ați înțeles. Și astăzi o să vă explic pas cu pas cum se completează această carte. Pentru cei care nu știu ce este această carte de control, este un fel de tachograf cum au tiriștii, numai că la ei e electronic și vine incorporat în tir. La noi vine pe această carte care o completezi manual tu cu pixul. Vreau să vă spun chestia asta că este foarte important. Amenzile sunt foarte mari. Cea mai mică amendă este de 500 de euro care am luat-o și eu și știți care mă urmăriți. Și poate ajunge până la 2000 de euro, 2500 de euro. Așa că vreau să vă spun asta să nu o pățiți, pentru că mulți șoferi au pățit, au luat această amendă de 2000 de euro și nu cred că vă convine să munciți o lună întreagă pentru această amendă. Și vreau să vă explic pas cu pas astăzi, așa că stați aproape pe acest vlog, cum se completează această carte de control. Și să vă arăt pagina unde am completat dimineața în depozit, să vedeți primul pas. Ce completați înainte de a pleca din depozit. Și aveți aici sus numele, aici în stânga numărul mașinii, în dreapta data de astăzi și aici o să vă arăt imediat ce înseamnă fiecare linie trasată pe aceste dungi. Dar acum să vă arăt ce am completat dimineața în depozit și după o să vă explic și ce sunt cu aceste dungi trasate aici. Aici puneți orașul din care plecați, unde este depozitul și în ce oraș ajungeți, unde împărțiți coletele. Aici jos puneți kilometrii care aveți în acel moment în bord și aici o să treceți, o să vă arăt, o să treceți kilometri după ce terminați munca. Aici jos semnătura și o să revin cu foaia completată și o să vedeți și o să vă explic tot până la capăt. Stați aproape. Și să fac o mică paranteză, vreau să vă arăt un exemplu. Uitați-vă pe colegul cum completează el cartea de control. Ia uitați, priviți! Hai că am găsit un coleg aici pe dreapta. Tu vii cu spatele, băi? Ce-i faci, băi? Ai rămas în pană sau ce? Hai, lasă filmul, tu vii cu spatele. Tu ai două viteze, în ce și poate. Hai să vedem cartea ta de control. Poftim? Arată și mie cartea ta de control. Cartea de control? Care-i cartea? Să văd cum completezi. Hai, care-i orele, cu cât faci pauză. Dar tu ești polițai? Să vadă lumea cum se completează. Hai, băi, de ce? N-ai completat-o azi? Ba da, cum să nu. Amen. Dă-mă să vedem. Că oricum, să vadă că fiecare șofer o completează altfel. Dar te opri poliția până acum cu asta completat așa? Uite. Ziua de azi. Hai că nu mai strizi de tot. În cât e azi? În 15. 15, poftă. Până la 12. Uite ce din 12. M-am zis că fiecare șofer o completează diferit, așa că na. Sigur e real aici? Păi ce uiți, depozit, pauză, chestii, trestii. Ai făcut pauze, ai făcut tot acolo. Două linii, gata, pauză. Eu mai rup că te iau acum timp. Hai să încărcăm repede. Să termin la 1 și să pleci la 2. Ia să vedem ce a dat aici. Colegul ea, cum e duce înapoi. Da, mă. Hai să încărcăm și gata, hai. Știu, un pic dezastru, dar eu spune că e corect. Și dacă l-a oprit și poliția și nu i-a făcut nimic, înseamnă că a avut noroc. Așa că voi luați exemplul meu, completați cum am făcut eu acolo, să fiți în siguranță. Și gata, acum este completată cu tot ce trebuie. Și acum hai să vă explic dungile trasate pe aici ce înseamnă. Și vedeți aici, da? Aici este scaunul, înseamnă că nu conduceți, linia de sus. Aici înseamnă că nu conduceți. A doua linie la jumătate este că sunteți la volan și conduceți. Și a treia, nu munciți, nu faceți nimic, sunteți pe parcare. Sunteți staționați sau încărcați sau ceva de genul. Astea deci sunt orele voastre parcurse, vedeți, da? Și am început așa. Am tras linie sus că nu conduc până la ora 6:30. La 6:30 m-am dus jos frumos și am condus până la 7. La 7 am ajuns la depozit și am tras linie până jos aici unde sunt pe parcare, adică în carc, că am scris depo laden. La 8 m-am ridicat înapoi sus aici la linia de la mijloc, care înseamnă, vedeți cum am explicat, volanul, adică sunteți la volan și conduceți. și am condus de la 8 până la 11 și aici la 11 am făcut pauză. M-am lăsat tot aici jos, pe parcare, și am făcut pauză 30 de minute. M-am ridicat înapoi la linia de la mijloc și am continuat deplasarea. Am condus iar până la ora 2. La 2 aici m-am dus jos frumos pe parcare. La aici este o firmă, am uitat să scriu. Se numește Hidato. La firma asta am încărcat o oră. Să pun aici o oră. 1 std, adică stunden, în german înseamnă ore. Și am încărcat o oră la această firmă. Și după, de la această firmă, la ora 3 fix, am plecat de aici, am mai condus o oră până la ora 16. 16 și un pic ajung în depozit, 16 și 10. Și am trecut puțin peste, vedeți? Și m-am ridicat iar sus la linia, la scaun, unde nu mai conduc, vedeți? Și acum, de aici din depozit, plec acasă. Eu schimb duba în depozit, n-are rost să mai trec, cât mai merg și până acasă 10 minute. Și aici în depozit m-am ridicat sus, pe scaun, că nu mai conduc și până mâine, iar când o iau de la capăt cu altă foaie completată și o scriu de la capăt. Revin aici, la punctul 1. Și cam asta este, fraților, vedeți? Aici am avut kilometri de dimineața din bord. Aici, după muncă, am strâns kilometri aceștia. Și faceți 133.695 minus 133.968 și o să vă dea kilometri parcurși astăzi. 273 de kilometri am făcut eu astăzi. Aici vă puneți toate orele voastre care, de când am început de aici, de la 6:30 până la ora 16:10, 10 ore cu totul și cu pauze și cu condus și cu tot, 7 ore doar de condus. Le-am numărat de aici, de la 8, da, până la 11, de la 11:30 până la 2, da, și după de la 3 la 16. 7 ore doar de condus și 2 ore jumate de pauză. Asta este foaia care trebuie să o completați zilnic. Eu am completat-o și n-am avut probleme, m-a oprit poliția, m-a controlat și a fost totul în ordine, adică nu știu dacă e 100% completată cum trebuie, dar pe mine m-a oprit poliția și dacă o completați așa cum o completez eu, veți fi în siguranță și nu veți lua nicio amendă. Așa că, fraților, asta a fost pe ziua de astăzi, am vrut să vă arăt și vouă această problemă. Această problemă o pățesc foarte mult șoferii pe dube, fiindcă sunt la curiera sau în alte domenii. Nu vreau să o pățiți și voi, abonații mei care mă urmăriți, și vă mulțumesc pentru chestia asta, pentru că am strâns 300 de abonați aproape. Și vă mulțumesc că sunteți aici pe acest canal cu mine. Dacă aveți vreo nelămurire, nu ezitați să mă întrebați. O să fac vloguri să vă explic cât pot eu de bine. Și dacă nu pot într-un vlog, fac încă 10 vloguri pentru voi. Așa că eu am fost Cristi Panaite, mai nou bor, și până data viitoare, multă baftă!